După o lungă așteptare, iarna și-a intrat în drepturi. La Muntea Nins și pârtia de schi de la Obârșia Lotrului este deschisă pentru iubitorii sporturilor de iarnă, dar și pentru iubitorii naturii, în oricare dintre anotimpuri. O masă preparată după o rețetă haiducească și odihna într-o cameră cu iz boieresc este tot ce-ți poți dori după o zi plină, în care se poate schia, se merge cu snowmobilul sau pur și simplu se pot face drumeții la pas. Toate acestea sunt oferite de gazdele primitoare de la Hanul Haiducilor. Poți să mă puțin pe geam, dar nu la vecin. Vă rog. Dacă păi aveți brazii, aveți vecini. Brazii acolo. Nu se vede prea departe din cauza brazilor, dar asta își doresc și ei care vin aici să vadă natură, multă natură, da. Și da. Mult verde. Este extraordinar, scuzați-mă că vă trebuie, este extraordinar să te trezești dimineața, să deschizi geamul și să simți mirosul de rășină. Zona noastră de relaxare pentru clienți. Avem cât de cât. O paletă variată de... Da. Ispite, am putea spune aici, și nu sunt ispite că el ar exista aievi așa, sunt ispite de la anul haiducilor aici la Obârșia Lotului. Avem biliard. Avem biliard, avem fuzbol, da. Avem darțul, avem tenisul de masă, care cred că e cel mai activ dintre toate. La Obârșia Lotrului, Hanul Haiducilor este un loc de vis, o destinație în care putem să ne încărcăm bateriile pentru încă o săptămână.